Ce documente, la ce documente vă referiți și care sunt elementele care să probeze că aceste documente din arhivele fostei securități au fost distruse, inclusiv cu aprobarea doamnei Chioveși în funcțiile pe care le-a deținut? Că documente importante din arhiva fostei securități au ajuns la parchetul general este neîndoielnic. Asta se arată în mod clar în hotărârea de guvern promovată de guvernul roman. Acum, nu știu dacă la parchetul general se mai află astfel de documente. Trebuie să se clarifice unde au ajuns ele. Dacă nu cumva, și eu spun și susțin asta, au fost distruse. Am avut informații, inclusiv din interiorul parchetului general, că asemenea operații au avut loc. Începând în special din 2008. Dar ele au continuat, se pare, și s-a distrus o destul de mare cantitate de documente. Pentru că eu am intrat în posesia 7 dosare, nu originalele, ci copii scanate după aceste dosare, care se aflau între cele care urmau să fie distruse. Pur și simplu au fost cumpărate dintr-un anticariat bucureștean de către un cunoscut al meu, care m-a înștiințat în legătură cu acest lucru și mi-a și trimis aceste copii scanate. Dosarele provin de la arhive militare teritoriale, arhivele unor instanțe militare teritoriale, dar și de la arhivele militare ale de la București. În mod clar spun că au avut loc asemenea distrugeri, pentru că am informații, cum vă spuneam, chiar din interiorul parchetului, prefer însă să nu bag pe nimeni la apă spunând despre ce anume persoană este vorba. Dar despre ce documente ar fi vorba, ne-ați putea spune? Am enumerat acolo categoriile de documente susceptibile de a fi distruse și care, în opinia mea, de fapt, se și arată în hotărârea de guvern că au ajuns la parchetul general. Procedura ar fi una simplă, anume ca domnul Bogdan Licu să verifice cât anume din arhiva fostei securități, predată, probabil, foarte probabil, în baza unui proces verbal de predare-primire în 1990 de către SRI la Ministerul Public, se mai află acolo. E o operațiune, după părerea mea, Ce ar putea conține acele documente și care ar fi fost miza pentru care ele să fie distruse? Cred că miza este una mai largă și face parte dintr-un scenariu ceva mai lung, complex și, din punctul de vedere al organizatorilor lui, coerent. Anume aceea de camuflare a caracterului criminal al regimului comunist, de camuflare generală a trecutului comunist. Nu prea îi interesa ce anume conțineau dosarele distruse, pentru că ele, fiind dosarele securității, era clar că nu aveau în ele lucruri bune, cu atât mai puțin cu cât erau dosare instrumentate de procurori militari, de înaintași și foști colegi ai lor mai în vârstă, ca să zic așa. Această scrisoare cuprinde elemente concrete, cuprinde trimiteri directe pe care le faceți procurorului general. Ce așteptați în momentul de față? Așteptați ca să facă aceste verificări? Credeți că... Vă rog. Da, am vorbit cu domnul procuror general Licu, de aceea am și îndrăznit la această formulă de adresare, pentru că eu peste două zile plec la Periprava și nu mai am cum să ajung la parchetul general pentru a purta o discuție, oricum, după părerea mea, onestă și publică, în fond, cu privire la ceea ce l-am înștiințat anterior, și anume că am date concrete cu privire la ce anume ar trebui să se regăsească în arhiva parchetului general și că dânsul trebuie să verifice. La întâlnirea pe care am avut-o acum o lună, participau mai mulți reprezentanți ai societății civile și nu am putut să intru în amănunte, așa că am apelat la această formulă în a-i furniza domnului Licu datele pe care eu le consider de interes și pe care domnia sa ar trebui să le verifice. Dânsul atunci și-a arătat disponibilitatea de a face această verificare. Nu avem decât să așteptăm un rezultat. Dar vreau să vă spun, în legătură cu o procedură de distrugere, ea este, să spunem așa,
promovată de un responsabil al arhivei respective, în cazul de față generalul Ion Vasilache, care pe atunci conducea direcția parchetelor militare, și trebuie neapărat avizat acest proces verbal de distrugere de către conducătorul, de șeful unității, pe atunci procurorul general Laura Codruța Tăvești. Firește că exista un așa sistem ilegal al distrugerii documentelor, pentru că ele depășiseră de mult termenele de păstrare. Dar, pe de altă parte, conform legii CNSAS, ele ar fi trebuit predate acestei instituții. Pentru că chiar dacă erau dosare provenite de la arhivele tribunalelor teritoriale militare, ele priveau condamnarea la moarte sau instrumentarea unor dosare de către procurori militari sub coordonarea fostei securități. Ori așa ceva nu trebuia, nu putea fi distrus. Era o valoare istorică absolut inestimabilă pentru cercetători și nu numai. Dar cum spuneam, asta a făcut parte și dintr-o operațiune generală de mușamalizare a trecutului comunist. Asemenea, operațiuni tip Berevoiești au existat cu nemiluita. Nu s-a întâmplat doar atunci când s-a descoperit celebrul caz Berevoiești. Atunci, dacă vă aduceți aminte, generalul Mihail Stan a fost demis din SRI nu pentru că a distrus documente, ci pentru că s-a aflat. Îl salut pe Andrian Ursu, care ni s-a alăturat în studio. Bună seara! Bună seara. Și la telefon, domnul Cristian Troncotă, domnia sa are și gradul de general în rezervă al Serviciului Român de Informații. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, domnul Gâdea! Înțeleg că dumneavoastră aveți informații suplimentare despre dezvăluirea pe care o face istoricul Marius Oprea, pe care rog să rămână cu noi în direct. Ce informații aveți? Care sunt lucrurile pe care l-ați aflat despre aceste distrugeri? Eu n-am aflat nimic. Vreau să vă dau informații certe, clare, pentru că la începutul anilor 90 eu și cu colectivul de la Arhivă am fost implicat în acest proces de a preda documentele de la parchetele militare, procuraturile militare și tribunalele militare, care, conform deciziilor luate la nivel ministerial, în primul rând, cele de la procuratură erau cauze care nu au putut fi demonstrate de procurori și, prin urmare, nu s-au soldat cu depunerea lor în justiție. Deci, cauzele au fost suspendate neînceperea urmăririi penale. Acestea au fost în jur de 3.000, cifra nu mai țin minte exact, dar nu mai puțin de 3.000, pe care personal m-am dus, pentru că nu aveam prea mult personal de serviciu, și m-am dus cu Duba și le-am predat la justiția militară. Mi se pare că atunci era domnul general Dan, parcă procuror șef al parchetelor militare. De asemenea, m-am implicat foarte mult și în dosarele care, acestea au fost în jur de vreo 18-20 de mii, care au fost predate la Ministerul Justiției cu următoarele spețe. Deci, cele care s-au soldat erau de securitate națională, dar s-au soldat cu achitări. Atenție, au fost și dosare de genul acesta, sau care infracțiunile, deși fuseseră condamnate, nu erau pe probleme de securitate națională după 90. Și din această cauză SRI-ul nu avea de ce să mai dețină astfel de documente. Și s-a luat această decizie, documentele respective, la fel, mi-am dus, le-am predat cu proces verbal la o unitate militară de lângă Pantelimon, acolo unde în decembrie 89 au fost arestați și ținuți câteva săptămâni ofițerii de la Direcția 5-a. Chiar
ofițerii de acolo îmi explicau, mi-au povestit multe lucruri în legătură cu lucrul acesta. Acum, domnul Oprean are mare dreptate când spune că existau proceduri. Și la noi, la arhivă, existau proceduri și înainte de 89 și după 89. La fel, erau proceduri și în arhivele militare ale procuraturilor militare, ale justiției militare, privind ducerea la tocat, la topit, a unor documente care nu mai aveau importanță sau trecuseră termenul lor. Despre asta este vorba. Doamna Chioleși, în calitatea pe care avea, putea să semneze, era singura îndrituită care să semneze astfel de documente care urmau să meargă la topit. Nu există între acele 3.000 de documente de la Procuratura Militară și de la Justiția Militară vreun dosar care să facă referire la o condamnare la moarte și așa mai departe, Doamne ferește. Încă ceva vă mai spun, cele cu condamnări la moarte sunt acolo, eu acolo le-am văzut în 92, am făcut studiu pe ele când lucram la Cartea Albă și am scos un capitol, l-am prezentat în 97 la o sesiune de comunicări științifice cu condamnările la moarte. Erau 15 dosare cu ofițeri ai securității care trădaseră, dezertaseră, ăia erau. Acum am descoperit, am ajuns la cifra 60, exact cât a zis generalul Vlad în dialogurile respective cu Rogojan, că au fost vreo 60 de trădători din rândul securității. Ăia i-am găsit pe toți, dar nici un dosar referitor la ăștia nu s-a dus la Procuratura Militară sau la Justiția Militară. Cam asta vreau să-i spun. Mulțumesc, Adrian Ursu. Vreau să-i salut în primul rând și pe Marius Oprea și pe domnul general Troncot. Sunt două mărturii foarte importante în această seară aici la sinteza zilei și cred că e de fapt, așa cum corect remarca și domnul Oprea, parte dintr-un plan. Parte dintr-un plan de ștergere a biografiilor unor oameni după 1990 și transformarea lor în personaje frecventabile, utile în diverse poziții sau bune de manevrat prin vulnerabilitatea pe care o aveau și pe care doar unii o știau. Pentru că ceea ce s-a întâmplat prin această operațiune și nu mă îndoiesc că adresându-se domnului Licu sigur va obține un rezultat mult mai consistent, domnul Oprea, decât dacă ar fi făcut asta cu nu multe luni, adresându-se lui Lazar, de pildă. Domnul Licu, cred că va da curs acestei solicitări și s-ar putea să avem și niște rezultate. Ce s-a întâmplat acolo este, în primul rând, eliminarea, cum spuneam, unor pagini de biografie informală pentru niște magistrați. Niște magistrați care au trecut puntea regimului, au rămas unii dintre ei în funcții, au rămas în aceeași structură sau s-au mutat în alte structuri civile, care însă nu mai trebuiau să aibă de coadă unele dintre tinichelele astea pe care aceste dosare le-ar fi putut devoala la un moment dat. Doi sunt personajele, fără îndoială, care apar în aceste dosare, care să remarcăm un lucru, ele erau dosare de protocol, adică făcute pe protocol, pe protocolul pe stil vechi, similar protocolelor pe stil nou. Adică venea securitatea și îi zicea procuraturii, bă, fii atent, deci așa e dosarul. Eventual zicea și judecătorului, așa e sentința. Așa cum, pe stil nou, Serviciul Român de Informații pe protocoalele făcute de Maior Coldea acționa în relația cu procurorii lui Chioveș. S-ar fi descoperit în acele dosare și persoanele care au slugărit securitatea și persoanele care erau parte din rețele, pentru că în acele dosare erau mărturii, oamenii aia, trădătorii, erau dați în vileag de cine? De niște informatori ai securității. Ori acele elemente erau clar de competența CNSAS. Acele dosare trebuiau să ajungă la CNSAS pentru că, așa cum am spus, demonstrau existența unor filiere
de informații subterane, cât erau ele subterane sau uneori aproape la vedere din acea vreme, pe care securitatea le folosea cu ajutorul informatorilor, colaboratorilor, unii cu angajament, alții voluntari din diverse structuri. Este fix aceeași operațiune pe care au făcut-o Monica Macovei și cu Danta Palagă când au dispărut parte din informațiile de la SIPA, care la rândul lor, informațiile de la SIPA, vulnerabilizau o mare parte a corpului magistraților din România pe bază de informații legate de viață privată, legate de trecutul profesional, legate de chestiuni care apăsau asupra eticii lor. Deci de asta spun că nu e un episod izolat și e foarte important că acum, după ce am văzut și descoperirea legată de Petrov Băsescu, făcută de CNSAS târziu, la câți ani, domnul Ciuvică, după ce dumneavoastră ați dat primul semnal? 18 ani, nu știu. 15 ani. Din vreo 15 ani. 15 ani. Bun. Vedem și acest semnal foarte important pe care îl trage Marius Oprea și, repet, nu mă îndoiesc că nu va rămâne fără ecou din partea parchetului general. S-ar putea să descoperim că justiția din România a fost nu numai manevrată, ci a fost pur și simplu construită prin aceste vulnerabilități pe care unii au știut să le înlăture de la cei care trebuiau să fie protejați și să le exploateze de la cei care trebuiau să dea sentințe ticăloase, să facă rechizitorii absolut nefondate și să fie parte a acestui sistem care a făcut din justiția din România probabil cea mai periculoasă unealtă de pe planetă. Domnule Marius Oprea, ce termen credeți că ar fi rezonabil pentru a primi un răspuns din partea Procurorului General și pentru a vedea în mod real ce s-a întâmplat cu acele documente? Eu cred că se poate face o verificare rapidă în baza procesului verbal de care vorbea și domnul Troncotă. În legătură cu cele spuse de domnul Troncotă, există între dosarele pe care eu le am dosare de condamnare la moarte. Ele nu privesc foști ofițeri de securitate, ci opozanții ai regimului comunist. Am în fotocopie 9 dosare în total, din care 4 privesc asemenea condamnări la moarte. Dar, repet, nu este vorba de foști ofițeri de securitate. Deci nu este vorba de o contradicție aici. Toate sunt tribunale de la instanțele militare, semnate de procurori militari, sunt inclusiv procese verbale de execuție, sunt biografii ale rezistenților politici, ai rezistenților anticomuniști care au fost executați. Oameni despre care nu știam sau știam prea puține până acum când am primit aceste fotocopii. Sub ce justificare, domnule Ciuvică, s-ar putea distruge niște documente de felul acesta care au nu doar valoare istorică, au valoare juridică? O justificare eu nu văd. Ar fi foarte interesant, într-adevăr, ca domnul Licu să răspundă demersului lui Marius Oprea și să ne prezinte ei ce justificare au putut să găsească Chioveșiș cu subalternii ei pentru distrugere. Dar eu am mari dubii și cu privire la distrugerea în sine. Pentru că e foarte comod să faci un proces verbal prin care îți spui am distrus niște documente, iar acele documente, în loc să le distrugi, unele dintre ele, cele importante, cam cum spunea domnul Ursu mai devreme, să le pui bine în altă parte, în așa fel încât să le poți și folosi. Pentru că, de exemplu, dacă ai nevoie să compromiți pe cineva sau să protejezi pe cineva, dar să știe respectivul că tu îl protejezi, nu poți să o faci cu documentele de la nu știu ce instituție, chiar și acum, militară sau parchet militar, că nu poți să te duci acolo, să ia documentul, scoate documentul. Dar dacă tu ai chipurile distrus tot malderul ăla de dosare, atunci poți să spui într-un loc ferit lucrurile care te interesează și să le folosești la o adică. Eu cam asta bănuiesc eu că s-a întâmplat, pentru că exact, cum iarăși foarte bine spunea domnul Ursu, exact la fel au procedat și cu arhiva SIPA. Au luat-o de acolo și au folosit ce au găsit acolo, unele ca să-și protejeze oamenii și alții ca să îi șantajeze pe alții, să-i țină sub control într-un fel sau altul. Presupun că este exact același tip de operațiune ceea ce a descoperit domnul Marius Oprea. Sunt și eu curios să vedem răspunsul autorităților. Vladimir Ionaș.
cred că domnul Ciubic are dreptate. Ăsta e cel mai mare pericol și cred că ăsta e scenariu plauzibil, că acele documente sunt puse undeva și folosite atunci când trebuie. Dar vedeți, eu revin, am și o obsesie, revin din nou la clasa politică. Dacă în anii 90 s-ar fi făcut acea lege a lustrației, nu mai treceam prin toate problemele astea, pentru că nu ar mai fi avut nici unii interesul să-i acopere sau să-i șantajeze pe unii din magistratură cu astfel de dosare, că nu ar mai fi avut cum. Din păcate, lucrul ăsta nu s-a întâmplat și nu se întâmplă nici astăzi și avem astfel de situații. Da? Cred că parchetul general are obligația să clarifice, să răspundă, să spună ce a avut, bine, nu știu dacă poate să spună ce a avut în cap doamna Chioveș sau cine a făcut lucrul ăsta, dar pot spune care s-au fost cel puțin la nivel oficial motivele pentru care s-au ars aceste dosare, dacă s-au ars. Să fie vândute la anticariat, mi se pare culmea culmilor, efectiv. Eu nu știu de ce la momentul acela trebuia făcută o lege, pentru că toate documentele astea, până la urmă, țin de istoria pe care am trăit-o. Cum a fost, așa trebuie păstrată în documente. Și de aceea eu cred că s-ar putea găsi, nu știu dacă anticariatul mai există, dar în mod normal, cel care preia, preia cu o bază de date. Cine eu cred că mai, eu mă da, cred că mai este ceva, doamna ministru, și bănuiesc că dumneavoastră știți mult mai bine, sunteți în guvern de ani buni și cunoașteți regimul documentelor secrete. Mare parte, cred, dintre aceste dosare erau secretizate. Ori nu cred că poți să distrugi fără să desecretizezi anterior. Nu cred că poți să dai la topit, corect, ca să zic așa, corect, ceva ce corect. Este secret. Păi, în primul rând, nici nu le poți păstra documentele secrete. Le dai înapoi de la instituția de la ori care le-ai Serviciul primit. Român de Informații, când a făcut predarea către CNSAS, a făcut-o în tranșe, tocmai că pe măsură ce le secretiza, preda. Exact. Ori aceste documente, repet, nu cred că aveau cum să fie distruse fără să existe o desecretizare. Sau dacă s-a făcut asta, este cineva a doua trebuie oară să răspundă. Dar e foarte posibil să fi fost făcute în interiorul binomului care atunci se forma. Pe protocol. După 2005-2006. E o bombă mare ce am dezvăluit, domnule Oprea. Mulțumesc și domnule Oprea. Aș putea să fac o mică completare, vă rog? Desigur. Dosarele pe care le am sunt din anii 1956-1958. În 2008 trecuseră cei 50 de ani de ca termen de păstrare, inclusiv în cazul unor asemenea documente cu caracter secret. Deci, strict birocratic, tehnic, ele puteau fi distruse. Însă, nu trebuie să uităm că la acea dată funcționa Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, către care Ministerul Public era obligat să libereze aceste documente, aceste dosare cu valoare istorică. Deci a fost încălcată, practic, legea de organizare și funcționare a CNSAS-ului prin aceea că aceste documente cu valoare istorică foarte greu de precizat au fost pur și simplu distruse pentru vecie. E grav. Vom vedea care va fi ancheta procurorului general. Mulțumesc!